It's good to be with you this morning. Este bine să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. It's our privilege to be invited here to share with you for just a few moments. Este privilegiul nostru să fim invitați aici, să putem împărtăși din cuvânt cu dumneavoastră câteva momente. As Christians all over the world, we share many things in common. Ca creștini pe întreg pământul, avem multe lucruri în comun. One of the things that we share in common is this precious word of God. Și unul din lucrurile pe care le avem în comun este acest cuvânt prețios al lui Dumnezeu. The word of God comes in two forms. Cuvântul lui Dumnezeu vine în două forme. The living word, Jesus Christ. Cuvântul viu, întrupat, Iisus Hristos. And the Bible, the written word. Și cuvântul scris, Biblia. And this morning we're going to talk about how precious this book is to us. În această dimineață vom vorbi despre cât de prețioasă este această carte pentru noi. Psalms 119:105. Psalmul 119, versetul 105. Shares with us that we are to walk in the light of his word. Ne spune că noi trebuie să umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. It's to be a lamp to our feet and a light to our path. Pentru că el este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. Everything in life. Totul în viață is to be lived in obedience to the word of God. Trebuie trăit în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. And as we cultivate a deep and intimate fellowship with God, și pe măsură ce noi cultivăm o părtășie intimă cu Dumnezeu, through his word, prin cuvântul lui, we learn to walk in the light of his word. Învățăm să umblăm în lumina cuvântului lui. The word of God is precious to us. Cuvântul lui Dumnezeu este prețios pentru noi. In Hebrews 4:12. În Evrei, capitolul 4, versetul 12. Yes. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. The word of God is powerful. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Let me share a story with you. Dați-mi voie să vă împărtășesc o povestioară. My wife's father, tatăl soției mele, was a very rebellious young man in high school. A fost un tânăr foarte rebel în liceu. Drinking and partying and such. Bea, mergea la petreceri și lucruri de acest gen. Very rebellious. Foarte rebel. And one night he was going out to drink and to party. Și într-o seară, în timp ce se îndrepta spre o petrecere ca să bea, and his mother, a very sweet Christian lady, mama lui, o creștină foarte scumpă, begged him not to go. L-a implorat, nu te duce. In fact, she lay down in front of the door. De fapt, s-a așezat chiar de-a curmezișul în fața ușii. And he simply stepped over her and walked out into another night of sin. Și el pur și simplu a trecut peste ea și a plecat spre o altă seară de păcat. He was walking down the street toward the party. Mergea pe stradă și se îndrepta spre petrecere. And there was a bookstore with an open Bible in the window. Și a văzut un magazin cu o Biblie deschisă în vitrină. And his eyes fell on the passage in Proverbs. Și ochii lui au căzut pe pasajul din Proverbe. Verse 22 through the end of the chapter. What chapter? Chapter 1. Proverbe capitolul 1, versetul 22. 22 to the end. Mm-hmm. 22 through the end. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi și vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. God immediately convicted him in his heart. Dumnezeu instantaneu l-a convins în inima lui.
And at that moment he received Christ into his life. Și în acel moment l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui. Some of his friends came along and said, "Come on, Don, let's go to the party." Câțiva dintre prieteni au venit lângă el și au spus, "Haide, hai să mergem la petrecere." And Don said, "No." Dar el a spus, "Nu. I'm going back home." Mă întorc acasă. He turned around and went back home. S-a întors și s-a dus acasă. When he opened the door of his home, când a deschis ușa casei sale, he could hear his mother in her closet upstairs praying. Putea să o audă pe mama lui sus în cameră rugându-se. Asking God, crying out to God to save her son. Rugându-l pe Dumnezeu să îi salveze fiul. To me that story proves two very important things. Pentru mine această istorie dovedește două lucruri foarte importante. The power of prayer. Puterea rugăciunii. And the power of the word of God. Și puterea cuvântului lui Dumnezeu. This book is powerful. Această carte este puternică. It was written for you and me. A fost scrisă pentru tine și pentru mine. But it must be obeyed. Dar trebuie să fie ascultată. In Luke 6:46. În Luca capitolul 4, capitolul 6. The scripture says, "Why do you call me Lord, Lord?" When you will not do the things that I say. Versetul 46 spune: De ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu? You see, God gave us this precious book to obey. Vedeți, Dumnezeu ne-a dat această carte prețioasă ca să o ascultăm. To live by the principles taught in this precious book. Ca să trăim după principiile spuse în această carte. It goes on in that chapter and talks about after 46 through 49. Luca continuă în acest capitol, în versetele următoare. That if we disobey God, și spune că dacă noi nu îl ascultăm pe Dumnezeu, we are building upon sand. Suntem ca un om care construiește o casă pe nisip. Our home, casa our noastră, life, viața noastră, everything involved in our life. Tot ce ține de viața noastră. If we disobey God, dacă nu îl ascultăm pe Dumnezeu, we build on sand, este construit pe nisip. And it will not hold up against the storm. Și nu va rezista în fața furtunilor. But if we build on obedience to God, dar dacă noi construim pe ascultare față de Dumnezeu, we're building upon a rock, atunci este ca și cum am construit pe stâncă. The rock, pe stânca veacurilor, Jesus Christ, care este Iisus Hristos. And God, that if we build on the rock, it doesn't matter what kind of storm comes in our life. Și dacă construim pe stâncă, nu contează ce fel de furtuni vin în viața noastră. We will be able to stand the storm. Pentru că noi vom putea să le facem față. This word is precious to us. Acest cuvânt este prețios pentru noi. When I was in college, când eram în facultate, the toughest year of my life, cel mai greu an din viața mea, was my sophomore year in college. A fost al doilea an de facultate. I lived in a dormitory with atheists. Locuiam într-un cămin cu ateiști. And agnostics. Și cu agnostici. And they began to question me about how could I believe that this is the word of God. Și ei au început să mă ia la întrebări despre cum pot eu să cred că acesta chiar e cuvântul lui Dumnezeu. When it had been translated 7 times in the Old Testament and 6 in the New. Când a fost de fapt tradus de 7 ori în Vechiul Testament și de 6 ori în Noul Testament. For a whole year I was miserable as a Christian. I was miserable. Timp de un an de zile m-am simțit mizerabil ca și creștin. I kept trying to pray. Încercam să mă rog. But it seemed that my prayers got no higher than the ceiling. Dar rugăciunile mele parcă se izbeau de tavan. I kept reading the word of God. Continuam să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. But it seemed that I got nothing from it. Dar părea că nu obțin nimic din el. Until after a year, până când după un an, I began to think of promises that God had given me. Am început să mă gândesc la promisiunile pe care Dumnezeu mi le dăduse. Verses about ask and you shall receive. Versete despre cere și ți se va da. Seek and you shall find. Caută și vei găsi. Knock and it shall be opened unto you. Bate și ți se va deschide. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask and you shall receive that your joy may be full. Nu ați cerut nimic în numele meu. Cereți în numele meu și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Over and over I had memorized verses about asking God. Memorase multe, multe versete despre a îi cere lucruri lui Dumnezeu. And I came to the conclusion that could not have all been lost in translation. Și am ajuns la concluzia că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu ar fi putut fi pierdut
prin diferite traduceri. I could not have explained to you at that time exactly what happened. Nu aș putea să vă explic ce se întâmplase exact la acel moment. But as I look back at it now, I can understand. Dar acum uitându-mă înapoi, pot să înțeleg. I was not here when Jesus walked on this earth. Eu nu eram aici când Domnul Iisus a umblat fizic pe acest pământ. I accepted the living word of God by faith. Eu am acceptat acel cuvânt întrupat al lui Dumnezeu prin credință. I must accept the written word of God the same way. Și la fel trebuie să accept și cuvântul scris al lui Dumnezeu prin credință. They're both the word of God. Amândouă sunt cuvântul lui Dumnezeu. Living and written. Cuvântul întrupat și cuvântul scris. And from that point on, the word of God has come alive to me. Și din acel moment, cuvântul lui Dumnezeu a prins viață în mine. God will meet every need that you have through this precious word. Dumnezeu îți va împlini orice nevoie pe care o ai prin acest cuvânt prețios. If it were not for this word, dacă nu ar fi acest cuvânt, I would not know that Jesus loved me. Eu nu aș ști că Domnul Iisus m-a iubit. I would not know that God the Father allowed his only son to die on the cross for my sins. Nu aș ști că Dumnezeu Tatăl a lăsat pe singurul lui fiu să moară pe cruce pentru păcatele mele. It's through this precious word that I have learned those things. Prin acest cuvânt prețios eu am aflat aceste lucruri. I would not have known that before the creation of the world God chose me to live for him. Eu nu aș fi știut că încă înainte de crearea lumii, Dumnezeu mi-a arătat că vrea ca eu să trăiesc pentru El. In fact, the scripture goes further to say, in the beginning. De fapt, Scriptura merge mai departe și spune că la început, God loved me. Dumnezeu m-a iubit. And he loves you. Și te-a iubit și pe tine. And he has a tremendous plan for your life. Dumnezeu are un plan extraordinar pentru viața ta. We learn that in Jeremiah. Aflăm asta în cartea Ieremia. God says to us, I know the plans I have for you. Dumnezeu spune acolo, eu știu planurile pe care le am cu privire la tine. They are plans for good. Planuri de pace. And not for evil. Și nu de rău. To give you a future and a hope. Ca să-ți dau un viitor și o speranță. You see, Jesus does not only give us hope, he is our hope. Vedeți, Domnul Iisus nu numai că ne-a dat speranță, el este speranța noastră. I learned that from the scripture. Și asta am aflat din Scriptură. He is my joy. El este bucuria mea. He is my strength. El este puterea mea. He is my rock. El este stânca mea. He is my salvation. El este salvarea mea. He is the lily of my valley. El este lăcrămioara din vale. He is my bright and morning star. El este steaua mea de dimineață. You see, Jesus does not just want to walk with you on your plan. Vedeți, Dumnezeu nu vrea numai să umble cu dumneavoastră în planurile pe care le aveți. He has a better plan. El de fapt are un plan mai bun. But how would we know that if it wasn't for this precious book? Dar cum am cunoaște noi acest plan dacă nu ar fi această carte minunată? He doesn't want to accompany you on your path. Dumnezeu nu vrea neapărat să te însoțească pe tine pe cărarea ta. He wants you to come over and join him. El vrea ca tu să îi te alături lui. There are so many people in the world today, Christians, who want to know the will of God. Sunt așa de mulți creștini în lume care doresc să cunoască voia lui Dumnezeu. The will of God is very easy to understand in this world. Voia lui Dumnezeu este foarte ușor de înțeles în acest cuvânt. Imagine that this my arm. Imaginați-vă că brațul meu. Is God's will for my life. Este voia lui Dumnezeu pentru viața mea. God's plan for my life. Planul lui Dumnezeu pentru viața mea. And I'm over here. Iar eu sunt aici. And I have my own plan. Am și eu planul meu personal. But God convicts my heart. Dar Dumnezeu mă convinge în inima mea. And I come over here and join God. Și vin și îmi alătur lui. And I say to God, God. Și îi spun Domnului. All I want to do is live out your plan for my life. Doamne, tot ceea ce vreau este să trăiesc după planul tău în viața mea. I want to be totally obedient to you. Vreau să fiu complet ascultător de tine. I thank you for your guidance. Îți mulțumesc pentru ghidarea ta. I thank you for your direction. Îți mulțumesc că mă direcționezi. Many times we need encouragement. De multe ori avem nevoie de încurajare. We go to the word of God for encouragement. Și venim la cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi încurajare. Sometimes we need strength. Uneori avem nevoie de putere, să fim întăriți. We go to the word of God for strength. Venim la cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi putere. You see, this is God's plan for us. Vedeți, acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. To saturate our life with the word of God. Să ne umple, să ne desfete viețile cu cuvântul lui. To be obedient to God. Să ne facă să fim ascultători de Dumnezeu.
We learned something from Peter in Luke 5:5. Luke 5:5. Învățăm ceva despre Petru în Luca capitolul 5 versetul 5. Should I read it? Mm-hmm, read it, please. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. We learned something there about the attitude of obedience. Învățăm ceva de aici despre atitudinea de ascultare. It's one thing to obey God. Este un lucru să-l asculți pe Dumnezeu. Where we think about what God says to us. Când ne gândim la ceea ce ne spune Dumnezeu nouă. And then we decide if we will obey or not. Și apoi decidem dacă îl ascultăm sau nu. And many times we decide not to obey. Și de multe ori decidem să nu ascultăm. If that's the case, we suffer consequences. Dacă acesta este cazul, atunci suportăm consecințele. But Peter is teaching us something here. Dar Petru ne învață ceva aici. And that is to practice the attitude of obedience. Și aceasta este practicarea atitudinii de ascultare. What is the difference between obedience and the attitude of obedience? Care este diferența dintre ascultarea propriu-zisă și atitudinea de ascultare? The attitude of obedience is that I have already made up my mind to follow and obey God before he even speaks. Atitudinea de ascultare, de supunere, este că eu m-am hotărât în inima mea că îl voi asculta pe Dumnezeu încă înainte de a-mi spune ce trebuie să fac. It makes life a lot easier. Și asta face viața mult mai ușoară. When God tells me to do something, când Dumnezeu îmi spune să fac ceva, I don't have to think about whether I will obey or not. Eu nu trebuie să mă gândesc și să decid dacă voi asculta sau nu. I've already made up my mind. Pentru că eu deja m-am decis asupra acestui lucru. At your word, I will. La cuvântul tău, voi face. Do you see it? Observați atitudinea lui Petru. When God speaks, când Dumnezeu vorbește, I've already made up my mind. Eu deja m-am hotărât. It's not a big deal. Nu este un lucru mare. I will obey. You just speak. Eu voi asculta. Doamne, tu doar vorbește. That's the attitude of obedience. Aceasta este atitudinea de ascultare. What could God do with an army? Ce ar putea face Dumnezeu cu o armată? Of soldiers like you and me. De soldați ca tine și ca mine? If we practice the attitude of obedience. Dacă noi am practica această atitudine de ascultare și de supunere. Lord, I will obey. Doamne, te voi asculta. You just speak. Tu doar vorbește. Everything we need is in the Word of God. Tot ceea ce avem nevoie este în cuvântul lui Dumnezeu. Many times I need God's guidance. De multe ori am nevoie de călăuzirea Domnului. I need His direction. Am nevoie de direcția Lui. We need to remember the Word of God is powerful. Trebuie să ne aducem aminte că cuvântul lui Dumnezeu este puternic. When I was in college, I heard a young lady share this story. Când eram în facultate, am auzit o tânără spunând această poveste. Between Texas and Mexico. Sorry? Between Texas, the state of între Texas. Între Texas și Mexic. On the Mexican side, pe partea mexicană, there was a little village. Era un mic sat. And there came a tremendous flood. Și a venit o inundație foarte mare. There was a little boy in that village. Era un băiețel mic în acel sat. There were no Christians in that village. Nu erau deloc creștini. But the flood washed up a Bible. Dar acea inundație a adus o Biblie. There was no one there to explain the Bible to him. Nu era nimeni care să explice acelui băiețel Biblia. But he began to read the Bible. Dar el a început să citească. And God saved him. Și Dumnezeu l-a mântuit. She said that little boy. Și tânăra aceea mi-a spus că acel băiat. Graduated from high school. A absolvit liceul. Went away to college. S-a dus la facultate. And then on to the seminary. Apoi la seminar. And then came back to his own people. Și apoi s-a întors înapoi la poporul lui în satul lui. To be their pastor. Să fie pastorul lor. To lead them to Christ. Să-i conducă la Hristos. She said, I know this story is true. Și ea mi-a spus, știu că această poveste este adevărată. Because that little boy. Pentru că acel băiețel. Is my daddy. Este tatăl meu. Do you think this word is not powerful? Și credem atunci că acest cuvânt nu este puternic? No one there to explain it to him. Nu era nimeni care să îi explice. But the Holy Spirit worked in his heart as he began to read the Word of God. Dar Duhul Sfânt a lucrat în inima lui pe măsură ce el citea din acest cuvânt. I hope one thing from this message this morning. Sper un singur lucru din acest mesaj pe care vi l-am adus în dimineața aceasta. I pray that you will never look at this precious book the same.
Sper ca niciodată să nu vă mai uitați la acest cuvânt al lui Dumnezeu în același mod ca până acum. God wants to use it in your life. Dumnezeu vrea să îl folosească în viața ta. Every person here. Fiecare persoană de aici. God has a plan for your life. Dumnezeu are un plan cu viețile voastre. You will never have the void in your heart totally filled. Nu vei avea niciodată golul din inima ta umplut pe deplin. Until you discern până what God's plan is for your life. Nu vei decide care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Many stories I could tell you. V-aș putea spune multe lucruri. About how God has guided us through the years. Despre cum Dumnezeu ne-a călăuzit pe noi de-a lungul anilor. But you must practice the attitude of obedience. Dar trebuie să practicați această atitudine de ascultare. Say to God even now. Spuneți-i lui Dumnezeu chiar și acum. Lord, you speak. Doamne, vorbește. I will obey. Eu voi asculta. And you will live in victory. Și vei trăi victorios. You will enjoy life more than you ever thought possible. Te vei bucura de viață mai mult decât ai crezut că este vreodată posibil. The world all around you can be crumbling. Toată lumea din jurul tău poate să se zguduie. But you will have joy. Dar tu vei avea bucurie. And peace. Și pace. People all over the world are killing themselves. Oamenii în întreaga lume se omoară unii pe alții. For three things. Pentru trei lucruri. Love. Dragoste. Joy. Bucurie. Peace. Pace. Everyone is desperately seeking those three things. Toți caută cu disperare aceste trei lucruri. Only the Holy Spirit can build those things into your life. Numai Duhul Sfânt poate aduce aceste lucruri în inima ta. When we are totally yielded to Christ. Când noi îi cedăm cu desăvârșire lui Hristos. And we yield the throne of our heart to him. Și dăm tronul inimii noastre, îl dăm lui. He produces that fruit within us. El produce acele roade în viața noastră. I cannot produce it. Eu nu le pot produce. Not in its genuine form. Nu în forma lor pură. Satan will try to produce it in an artificial form. Satan va încerca să le producă într-o formă artificială. But only the Holy Spirit of God. Dar numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Can produce within us. Poate să producă în noi. Love. Dragoste. Joy. Bucurie. Peace. Pace. Patience. Răbdare. Kindness. Bunătate. Goodness. Facerea de bine. Faithfulness. Credincioșie. Gentleness. Blândețe. And self-control. Și înfrânarea poftelor. God is on our side. Dumnezeu este de partea noastră. And he wants us to come and join him in fellowship. Și el vrea ca noi să ne alăturăm lui în părtășie. When you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Când tu l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău personal. When you opened the door of your heart and invited him in. Când ți-ai deschis ușa inimii tale și l-ai invitat înăuntru. He came in. El a intrat. And he will live there forever. Și va locui acolo pentru totdeauna. In John 10:28, the scripture says, I give unto them eternal life. În Ioan 10:28, scriptura spune, eu le-am dat viață veșnică. And they shall never perish. Și nimeni nu le va lua. Neither shall any man pluck them out of my hand. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. See, once we accept Jesus as personal Lord and Savior. Vedeți, odată ce l-acceptăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. He holds us securely in the palm of his hand. El ne ține în siguranță în palma mâinii lui. Picture God with his two arms outstretched. Imaginați-vă-l pe Dumnezeu cu brațele întinse. The right arm of relationship. Mâna dreaptă a relației. The left arm of fellowship. Și mâna stângă a părtășiei. You see, many of us have a relationship with God. Vedeți, mulți dintre noi avem o relație cu Dumnezeu. We have two sons. Noi avem doi fii. They could go to the courthouse and change their name. Se pot duce la tribunal să-și schimbe numele. And say, I am not their father. Și să zică, el nu mai e tatăl meu. But the truth is, dar adevărul este, I am their father. Că eu sunt tatăl lor. See, relationship. Observați, relația. But fellowship is my responsibility. Dar părtășia este responsabilitatea mea. And it is your responsibility. Și este responsabilitatea și a ta. Where did I learn these things? De unde am învățat aceste lucruri? From God's word. Din cuvântul lui Dumnezeu. We are called into fellowship with Jesus Christ. Noi suntem chemați la o părtășie personală cu Iisus Hristos. But building that fellowship is my responsibility. Dar a construi acea părtășie este responsabilitatea mea.
I must cultivate that fellowship with God. Eu trebuie să cultivez această părtășie intimă cu Dumnezeu. And that's my responsibility. Și este responsabilitatea mea. How do I cultivate fellowship with God? Cum cultiv părtășia cu Dumnezeu? I saturate my life with this word. Mă umplu și mă satur de cuvântul lui Dumnezeu. This is how God talks to me every day. Așa îmi vorbește Dumnezeu în fiecare zi. How do I talk to him? Cum vorbesc cu el? Prayer. Prin rugăciune. And so every day we meet and we talk. Și în fiecare zi ne întâlnim și discutăm. And I talk to him all through the day. Și vorbesc cu Dumnezeu pe tot parcursul întregii zile. When problems come up, când apar probleme, I commit them to God. Le pun în mâna Domnului. You see, when I yield the full control of my life to God, când cedez întregul control al vieții mele lui Dumnezeu, you see, in my heart there is a throne. În viața mea este un tron. And the biggest issue I face every day, și cea mai mare problemă cu care mă confrunt zi de zi, is who is going to be boss in my life today. Este cine va fi șef, cine va fi pe tron în această zi, în viața mea. You face the same thing. Și cu siguranță și dumneavoastră vă confruntați cu același lucru. Who is going to be boss in your life today? Cine o să fie șef în ziua ta astăzi? În viața ta astăzi? Are you going to live out your plan? O să îți trăiești propriul tău plan? Are you going to choose to yield the control, the throne to God? Sau vei alege să cedezi controlul acelui tron Domnului? And let him help you live out his plan. Și să lași pe el să te ajute să trăiești planul lui pentru viața ta. All the answers to life are in the book. Toate răspunsurile la întrebările vieții sunt în această carte. Precious book. În această carte prețioasă. This precious love letter from God to you. Această scrisoare de dragoste prețioasă de la Dumnezeu pentru tine. Don't rob yourself of the truth. The truth will set you free. Nu te jefui pe tine însuți de acest adevăr, pentru că adevărul te va face liber. So our testimony to you today. Așa că mărturia mea pentru voi în această zi is saturate your life with this precious word. Este să vă umpleți viața de acest cuvânt. And learn to meditate on the word of God. Și să învățați să meditați asupra cuvântului lui Dumnezeu. We've let New Age and Eastern religions rob us of one of the greatest truths in all of Scripture. Am lăsat ca New Age-ul și religiile orientale să ne fure unul din cele mai mari bucurii și adevărul din acest cuvânt. You see, there's four ways to get the Word of God into your mind. Vedeți, sunt patru moduri de a aduce cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. But only one way to move it from your mind to your heart. Dar un singur mod de a aduce acest cuvânt din minte, de a-l coborî în inimă. And that's meditation. Și aceea este meditația. Joshua 1:8. În Iosua 1:8. Meditate day and night. Spune, meditează zi și noapte. That you may do. Ca să poți face. That you may apply it. Ca să îl poți împlini. Truth will never be applied in our life till it moves from here to here. Adevărul nu va fi niciodată aplicat în viața noastră până când nu se mută din minte în inimă. Most Christians live this distance from victory. Mulți creștini trăiesc la această distanță de victorie. About 14 inches. Cam 14 inci. I'm going to encourage you. Vă încurajez. Move it from here to here through meditation. Din minte în inimă prin meditație. Your pastor is teaching you how to do that. Și pastorul vostru vă învață cum să faceți acest lucru. Don't let Satan rob you of that truth. Nu lăsați ca Satan să vă fure acest lucru. Now that's the introduction. Aceasta e introducerea. But I'm going to sit down. Dar mă voi așeza.